E o nouă zi, soare ne-a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Da! Sfărăitul. Bună ziua, Țopa! Salut! L-ai văzut pe Ariciu? Îl tot aștept! Nu, deloc! De ce nu mergi să-l cauți? Ha, am promis că l-aștept aici! Auzi și tu? Ce anume? Cineva sfărăie! Dar ce sunet ciudat! Ha! Wow! Milu, cumva mașina ta sfărăie pe aici? No, mașina mea se aude diferit. Cum? Ascultă! Vrăm, 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 vrăm! Înțeleg! Te rog, te oprești din joacă un moment? Caut acel sunet de sfărăit. Sigur! Nu-l găsesc! Să căutăm în spatele cărților? A, sfărăie! Nu! E Ding Ding! Te rog, poți să nu mai faci așa puțin? Îl voi găsi oricum! Pandi, ai auzit cumva sunetul de sfărăit? Poate este apa? Nu, apa face glug-glug, nu splash-splash. Se pare că sfărăitul se aude de acolo. Ce? Unde? Am găsit sfărăitul și pe Ariciul. Prieten, Țopa, te așteptam și am adormit. Bună treabă, Țopa! Ți-ai găsit prietenul, ai rezolvat ghicitoarea și ai auzit multe sunete noi. Sunetele. Grohi, te învârți pe aici? Nu! Studiez sunetele! Vei găsi în orice loc un clincheț scârțâit sau pop sau poate un bocănit în loc. Sunete sunt peste tot! Pic, pic, pic e apa cristalină! Miau, miau, cântă o felină. Miau, miau, toc. Și ușa tata n-a ținut. Ha, 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 ciu. Și ăsta-i un strănut. Nisip. Oame. O pasăre. Melo. Se aude geamul. Cling, 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 se aude lingurița. Rrr, e un motor pornit. Sfărăit, strănut, tușit. Șuierat și fluierat, ascultă și-ai să auzi de-ndată cât de multe sunete găsim. Dar noaptea cu toții amuțim. Unde dorm oițele? Bună ziua, Milu!
Ce de jucării! Patul e plin de ele! Da! Să le punem într-o cutie, ce zici? Da, patul meu este cutia cu jucării. Dar atunci când ți se va face somn, unde va fi patul tău? Da, voi căuta atunci. Privește ce am eu! Oh, ce frumos, Grohi! Milu, de ce ai intrat în șifonier? Să dorm! Este noul meu pat! Dar în șifonier stau hainele, să nu se șifoneze! Uite! Nu se poate dormi în șifonier! Wow! Acesta este un pat bun! Este unul mai mare! Ce e cu tine aici? Dorm! Mesele sunt pentru mâncare! Și să dorm! Păi bine, plăcintă! Ha! Oh! Nu cumva ți-ai schimbat părerea? Da! E înghesuit aici. Da, nu e confortabil să dormi pe un raft. E întuneric. În sertar stau hainele. Nu se doarme acolo. Atunci unde ar putea dormi Milu? Nu știu. Eu cred că știi. E un obiect de mobilier special în care să dormi. Un pat! A, nu! Patul meu nu e pentru jucării. Gata! Am o cutie pentru jucării, dar patul este pentru Milo. Folosind lucrurile pentru ce au fost create, este mai confortabil și mai potrivit. Așa e, Milu? Mi se pare că Milu este deja de acord. Mobila. Un scaun, comoda cu sertare și șifonierul. Câți prieteni vor veni, ei ne fac mai bun să știi. Sunt aproape mai mereu și ne ajută toți la greu. Uite un pat, aici dormim. Haideți să îi mulțumim. Un ospăț pe masă găsim. Haideți să îi mulțumim. Scaunel, să stăm pe el. Ce să vezi și să nu crezi, pe oricare te așezi. Haideți să îi mulțumim. Toate puse în ordine, un sertar putem găsi. Plin de haine el va fi. Canapea, divan, dulap. Iată, noptiera. Ele sunt mereu aici și cu minți vor aștepta. Ah, divanuri, paturi, flacuri, chiar măsuțe și dulapuri. Oare ce-ar mai fi de spus? Niciun lucru nu-i în plus. Oile. Bună, Milu! Bună! Pregătești o construcție mare? Da, construiesc o casă pentru oi. Nu au unde să doarmă. Încet, încet, Milu. Ia-ți tot timpul. Construcțiile grozave necesită răbdare. Ha 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 ha
atât de mari. Riciu, pot să fac baloane cu tine? Sigur! Să mergem! Milu, dar proiectul tău de construcție? Mai târziu, mai târziu! Didid! Ce strălucitoare este! Aha, da! Haide, vrei să o conduci? Milu, cum rămâne cu oile? Mai târziu, mai târziu! Oh, cineva a lăsat oile singure! Așteaptă un minut, Țopa, voi fi rapid! Milu, haide să suflăm baloane de săpun! Didi, vreți să faceți o plimbare? Salutare, micuțe voi! Oh, haideți, nu fiți supărate! Asta este casa oilor mele. Of, trebuia să o termin mai întâi și abia apoi să mă joc. Nu-ți face griji, Milu. Sunt sigur că vei construi o casă minunată. Doar înarmează-te cu răbdare. Și noi te vom ajuta să construiești casa. Și apoi o să ne jucăm cu toții, împreună. Au dreptate cei ce spun că hărnicia este cheia succesului, iar joaca este mult mai distractivă când toate lucrurile sunt terminate. Răbdarea. Eu chiar vreau, chiar vreau ceva. Eu chiar vreau, chiar vreau ceva. Să ai țeluri și dorințe e grozav. Iar ca lucrurile noastre să le facem să se întâmple, ar trebui să avem răbdare puțin tel. Toți părinții au răbdare, că-i ființă mică, mare. Ar trebui să avem răbdare puțin tel. Să fie ușor hop-top, plângem rar sau mai deloc. Cântăm toți această piesă frumușel. Eu am răbdare, am răbdare, acum am multă răbdare. Acum pot să aștept oricât, fiindcă sunt bine crescut. Am răbdare, am răbdare, chiar dacă nu aș fi vrut. Acum am multă răbdare, fiindcă sunt bine crescut. Copii, vreți să știți de ce avem nevoie de răbdare? Să aștepți ca ploaia să se oprească și să mergi la plimbare. Am nevoie de ea pentru a câștiga un joc de v-ați ascunselea. Pot să vă ascund pentru mult timp. Și eu trebuie doar să fiu mai răbdător. Eu am răbdare, am răbdare, acum am multă răbdare. Acum pot să aștept oricât, fiindcă sunt bine crescut. Am răbdare, am răbdare, chiar dacă nu aș fi vrut. Acum am multă răbdare, fiindcă sunt bine crescut. Am răbdare, am răbdare, am răbdare. Pilot de curse. Bună ziua, copilaș! Salut! Bună! Hei, o să te prind! Nu m-a prins! Oh, nu! Mi-a intrat nisip în ochi! Ei bine, ar trebui să găsești o protecție pentru ochi. O să iau ochelarii lui Ariciu. Crezi că ți se vor potrivi? Da! Oh, unde sunt ochelarii? Hei! I-am luat eu! Am nevoie de ei! Mă lași? Au! Ariciu, ochelarii tăi nu sunt buni. Nu pot vedea nimic. De ce? Sunt buni. Nu pot vedea nimic fără ei.
Țopa. Ariciu are niște ochelari speciali. Nu poate vedea foarte bine fără ei, dar cu ei poate să vadă foarte bine. Atunci am nevoie de alți ochelari. Grohi, ce fel de ochelari sunt ai tăi? Sunt ochelari de soare. Grozav, se poate? Ei bine, da. Aha! Au! Sunt prea închiși. Nu pot conduce cu ochelarii ăștia. Poftim. Uite-i. Da, sunt perfecți pentru plajă. Eu vreau să fiu un pilot de curse. Am venit. Hai să mergem împreună să ne plimbăm. Dar nu pot. Nu am... Ce ai tu acolo? Aceștia sunt ochelari de pilot. Și pot conduce cu ei? Nu știu. Încearcă-i. Este perfect. Văd bine cu ei și sunt și rezistenți la nisip. Tu cu ce mai conduci? Mai am o pereche. Mulțumesc, Pandi. Acum nu mă vei prinde. Ce invenție minunată sunt ochelarii. Atât de diferiți și foarte utili. Ochelarii. Ariciu, ce ai în cutie? Am ochelari, mă ajută să văd mai bine. Micul nostru prieten este un drăguț. Are două cercuri mari pe năsuc. Două cercuri și agățători stau la el pe obrăjori. Două cercuri, două brațe și lentile. Pește bine ia. Să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul mult mai clar. Da, îți pui pe năsuc perechea de ochelari. Ochelarii îmi îmbunătățesc vederea. Am o vedere bună, dar și eu port ochelari. Îmi protejează tot timpul ochii de soare. Ai mei sunt rezistenți la praf. Am ochelari de pilot! Copilașii poartă ochelari diferiți, dar trebuie să aveți grijă de ei în același mod. Știți cum? Ștergeți lentilele cu o cârpă moale, nu vă lăsați ochelarii împrăștiați, păstrați-i într-o cutie specială, adică un toc pentru ochelari. Să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul, să vezi totul mult mai clar. Îți pui pe năsuc perechea de ochelari. Da, îți pui pe năsuc perechea de ochelari. Uite așa! Astronautul. Bună ziua, copilași! Salutare! Bună! Eu nu sunt un copil, sunt un astronaut. Un astronaut adevărat? Deci te vei urca într-o navă spațială și vei zbura în spațiu? Da, mai târziu, dar acum trebuie să mă antrenez. Țopa, când o să te antrenezi? Milu, Țopa se antrenează deja. Astronauții fac asta folosind leagăne și carusele ca să nu amețească atunci când sunt la bord. Aha! Am nevoie de ajutor! Milu, rotește-l! Eu? Bine! Mai repede, Milu! Repede! Hei! Zbor cu o rachetă! Țopa, haide! Ține-te de bară, altfel vei cădea. Nu voi cădea, sunt un astronaut curajos. Milu, mai repede! Nici gând, este periculos. Milu, sunt un astronaut, rotește-l! Milu, ce este atât de periculos? Acestea sunt doar carusele! Milu, cum îi putem arăta lui Țopa că trebuie să te ții de ceva în timp ce te dai într-un carusel?
Zopa, uite! Și ce? Este periculos! Văd, dar cum ar trebui să mă antrenez? În siguranță! Așează-te! Hai, astronaut, să zburăm! 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 Vium, vium! Acum nu trebuie să ne facem griji pentru astronautul nostru. La urma urmei, siguranța este ceea ce contează cel mai mult. Siguranța la locul de joacă. Am ieșit în parc la joacă, da, da, da. Dar avem și reguli, iată, da, da, da. Le împărtășim cu voi, repetați-le cu noi, repetați-le cu noi. Nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Zopa, vezi, nu e în regulă. Așa e, Pandi, toate acestea nu sunt corecte. Atunci care sunt? Să repetăm cu toții. Hai să recapitulăm. Deci nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ha! Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Pinguin. Bună ziua, Zopa! Bună! Dar ce jucărie extraordinară ai! Da, el e noul meu prieten, Pinguin. Privește ce poate să facă. Oh, Zopa, ce ai acolo? E un pinguin, îți place? Foarte mult, pot să mă joc? Da, poți, apasă pe buton și... Oh, tare! Să ne jucăm de aprinselea. Ariciu, tu ești! Pinguinul este... Nu te juca cu pinguin așa! Oh, scuze, cum să mă joc? Pinguinul funcționează așa. El se rotește, iar noi doar ne uităm. Nu-i place să fie prins niciodată. Nu e interesant, e mai bine să prinzi, Ariciu! Ei, Cico, sunt prietenii mei. Haide, pinguin, tu ești prietenul meu. 1, 2, 3. M-am învârtit de ajuns. Să ne jucăm de-a vața ascunselea. Nu știi jocul ăsta, nu-i așa? Ha! Uite, te învăț eu cum se joacă. Mai întâi te învârți pe loc. Chiar așa. Acum, prinde-mă. Pinguin, pinguin, ajută-mă. Cineva, ajutați-mă, vă rog. Te-ai blocat? Stai așa, te ajutăm noi, imediat. Ariciu, Milu, vă mulțumesc mult. Scuze că m-am enervat cu pinguinul. E drăguț, dar e o jucărie. Voi sunteți prietenii mei. Pace? Pace! O
O jucărie nouă e minunată, însă vreau să știți că nimic nu este mai de preț decât o prietenie adevărată. Prietenie. Sopa, chiar ai de gând să mănânci singur toată portocala? Nu, mă ajută prietenii. Te privești un pic în jur. Toți sunt chiar împrejur. Mulți prieteni. Câți prieteni? Sunt prieteni prin prejur. Ei în dreapta stau. Chiar și în stânga stau. Doar privește. Împrejur. Poate o fi vreun băiețel pe care tu l-ai mai văzut. Sau să fie un copil care cu ochiul ți-a făcut. Sau să fie o fetiță cu o găleată după ea. O fetiță cu baghete, ce colier frumos avea. Băiețelul ce gonește și la drum mereu pornește. Pe bicicletă tot mergea. Mulți prieteni ne-am făcut și cât ne-am distrat. Împreună am dansat, cu toții ne-am jucat. De exemplu, Petre, Tania și-au mai fost și vor mai fi. Cât de mult tu ai să știi. Cât de mult tu ai să știi. Un prieten e mereu, e mereu ajutorul cel mai bun când e greu. De ești trist, el te îmbunează. De ți-e greu, el te urmează. Iar de ziua ta, el îți aduce tot. Orchestra. Bună ziua, copilași! Salutare! Vreți să serviți câteva? Nu putem face asta. Dar de ce? N-avem tacâmuri. Ce păcat! Dar unde s-au dus? Poate acolo? Pandi, ce e cu astea? O orchestră! Și ce sunt ciudatele instrumente din orchestră? Nu sunt deloc ciudate! Aceasta zdrângăne, aceasta clincăne și aceasta face bam-bam-bam! Aș putea să cânt la aceasta? Da, poți! Iar eu pot cânta la asta? Și la aceasta? Hei! Se poate? Mi-e așa foame. Eu cânt la aceasta. Ia-o pe asta în loc. Tacâmurile sunt pentru mâncat. Încearcă! Milu, poți mânca supa cu furculița? Nu e bună deloc. Supa tot curge din ea. Se pare că există ceva cu care să poți mânca supa mai bine. Lingura! Poftim! Mulțumesc! Este mult mai bine. Poftă bună, copilași! Mulțumim! Pandi, ai băut toată apa? Da, ce puteam face? Nu mai e orchestră, sunt doar vase. Ce e asta? Se pare că sticla este gata să devină instrument muzical. Ce orchestră uimitoare! Tacâmurile. Nu e corect! Și ce vom face? Cântăm! Nouă chiar ne pasă, nouă chiar ne pasă, de vesela noastră este chiar frumoasă. Nouă chiar ne pasă, vasele spălăm, toată ziua stăm și curățăm.
drăguțe crăticioare și lingurițe mulțumim. Chiar tigăi și farfurioare, oare noi tot nu stăim? Ceainic, ceașcă, bol, spatulă și de zile nu uităm. Toată lumea e sătulă dacă ne utilizăm. Da-da. Mulțumim mult, crăticioare, lingurițe mulțumim. Iar tigăi și farfurioare, oare noi tot nu străim? Mulțumim mult, răzătoare, păhărele farfurii. Mulțumim, noi vă aducem de la tați, de la mămii. Mersi mult, multe mulțumiri vă aducem. Mulțumim, mulțumim, mulțumesc de la mămii. Și subțire. Un cub? Și încă un cub? Bună ziua, copilaș! Salutare! Ariciu, ai decis să uzi florile? Da, însă nu pot să ajung. E adevărat, nu prea poți să ajungi. Ce crezi că e de făcut? Trebuie să te urci pe ceva ca să fii mai înalt. Un cub! Și încă un cub! Oh, un cub! Se poate? Altfel nu pot face un turn. Nu mai sunt. Da, dar pe ce ar trebui să urce Ariciu pentru a putea uda florile? Am eu un cub! Poftim! Andy, chiar este... Vrei cubul meu? Poftim! Tot nu pot ajunge. Cubul tău pare cam plat. Un cub plat? Unde ai un cub? Poftim! Asta numești tu cub? Da! Oh, este cam subțire. Nu am la micul dejun. Cubule, nu ești cub până la urmă? Ești prea slab. Să nu îl cerți, Pandi, pentru că nu e chiar un cub. Nu e cub? Și atunci ce e? Este pătrat și este plat. Un pătrat? De asta ești atât de slab. Ești un pătrat plat. Plat. Da, iar cubul este o formă solidă. De aceea îi se spune cub. Uite, am pus turnul sub copac. Mi-aș dori să am... Și acum ce mai cauți? O fereastră pentru turn. Îmi trebuie ceva așa și cam așa. Pătrat și plat? Da, pătrat și plat. Plat și pătrat? E ce am eu subțire. Poftim! E pătrat și e plat. Grozav! Și cuburile solide și pătratele plate au fost de ajutor. Pătrat și cub. Pandi, sunt pătrate? Acesta e pătrat și e subțire. Iar acesta este cub și stă singur. Toți copilașii doar astăzi învață o diferență să-i dăm importanță. Hai să aflăm ce e un pătrățel. Hai să aflăm ce e un pătrățel. Și uite așa, și uite așa, vom învăța cu acest cântecel. Să privim un pătrat, nu deloc prea curbat. Patru laturi sunt la fel și e plat. Nu uitați ce-i mai important, oricum îl priviți. E la fel mereu, oricât ar fi de lat. Chiar de plat și e simplu, putem desena, dragi prieteni și dragi copilași. Chiar și foaia, priviți-o, e doar un pătrat. Cântecelul s-a cam terminat. Cub, cub, cub,
Pătrat. 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 Cu. Un cub mic, un pătrat mic. Însă ce avem aici? Însă ce avem aici? E creat de un pictor cubist. Este sumbru, e misterios, e un pătrat. Și pictat de un mare artist. Este sumbru, e misterios, e un pătrat și pictat de un mare artist. De un artist. Piramide. Bună ziua, fetelor! Salutare! Salutare! Se pare că vă așteaptă o aventură adevărată. Da! Egipt! În Egipt! Urmează să studiem piramidele. Uite, am luat fuste, jucării, rochi, tot ce-i necesar. Eu am luat apă, ochelari, uite, și o hartă. Ei bine, ce set interesant ai, Pandi! O, da! Să mergem! Oh! Oh! Wow! Vrei să bei puțin? Da, vreau! Mulțumesc, Pandi! Cu plăcere! Bravo, fetelor! Ați supraviețuit căldurii! Acum puteți merge mai departe! Către piramide! E o piramidă? Nu! O piramidă arată așa! Iar aceasta? Acesta e un sfinx! Și unde sunt piramidele? Le vom găsi în curând! De grohi. Și lucrurile tale sunt importante. Lucrurile lui Pandi sunt utile în vacanță. Ale tale sunt vesele și memorabile. Ca astea, de exemplu. Ah, ce minunat este să te afli în vacanță. Mai ales când te afli în compania celor mai buni prieteni. Călătoriile. Sofa, te joci cumva Baba Oarba? Nu, nu, eu voi pleca în vacanță. Noi avem valize, poate să te mire. Ochii tuturor sunt plini azi de uimire. Ce nedumerire, dar știu, e chiar ciudat. Noi ne pregătim cu toții de călătorii. Da, da. Pornim cu toții cu camionul sau zburăm cu avionul pe un iaht. E un deliciu. Sau urcăm în tren, ciu-ciu. Poți să vezi întreaga lume, poți să ajungi pe orice culme. Și atunci când reușești, și atunci când reușești, strigă tare! Oh, ce țară minunată! Oh, orașe foarte mari! Hai, te rog să-mi spui îndată, unde nu găsești ghețari? Ce munți găsim în lume! Wow! Și vârfuri câte sunt! Hei, eu zic să nu mai stăm să trâncănim, ci în călătorie să pornim! Poți să mergi de unul singur, cu un prieten e mai sigur. Câte lucruri o să vezi și oriunde ai să ajungi, strigă tare! Nelipsitul.
ocean. Bună ziua, Riciu! Salutare! Dar ce ai tu acolo? Un ocean! Wow! Un ocean întreg! Da! Plin de caracatițe! Wow! Haide să desenăm o navă! Haide! Pot? Desigur! E destul apă aici! Ce valuri! Ce vânt este! Prieteni, floarea de acolo se ofilește! Aveți niște apă? Oh! E acolo, în ocean! Există suficientă apă acolo! Este mare, așa că nu o să-l murdărim. Vânt! Steag! Mai aveți niște apă? Trebuie să fac niște supă pentru bebeluși. Există suficientă apă chiar acolo. Unde se află oceanul vostru? Îmi trebuie puțină apă. Chiar acolo, poți să iei câtă apă vrei. Un ocean? Dar ce s-a întâmplat cu oceanul? S-a terminat. Oceanul? Da, copilaș, chiar și un ocean mare se termină. Apoi cineva o să rămână fără apă. De acum înainte vom avea multă grijă de natură. Nu-i așa, Riciu? Am închis cum trebuie robinetul ca să nu mai picure. Copilaș, ați înțeles. Trebuie să protejăm ceea ce avem, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți. Grija față de natură. Ce-i sunetul acela, Milu? Cred că e ploaia. Pic, 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 pic. La chiuvetă curge apa. Pic, 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 pic. Te grăbești să o oprești, apa de nu se oprește. Un ocean se cătuiește, un ocean se cătuiește. Și la fel și un râu. Să notăm, noi toți putem. Vrem și putem de vrem. Chiar și apă vrem să bem. Vrem și putem de vrem. Dacă apa nu se oprește, pic, 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 noi nu mai bem. Pic, 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 pic. Nu uităm apa pornită. Pic, 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 pic. Inspirația infinită. Să cântăm o melodie și întreaga lume știe. Să oprească apa ca să nu se cătuim. Toți copiii, tați și mame, toți urmează să proclame. Vor să oprească apa ca să nu se cătuim. Pic, 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 pic. Abonează-te la Baby Ricky și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni.